Din imaginile surprinse de un participant la trafic se observă cum un copil traversează strada pe trecerea de pietoni după ce se asigură că nu vine nicio mașină. Însă, când ajunge la mijlocul străzii, un autoturism îi taie calea. Puțin a lipsit ca băiatul să fie lovit de mașină. Imaginile au stârnit revolta internauților care au reacționat imediat. Unii spun că acest gen de comportament în trafic este motivul pentru care cei mai mulți părinți își conduc copiii până în curtea școlii în loc să-i lase să meargă cu transportul în comun. Alții sunt de părere că șoferul auto nu ar trebui să dețină permis. În cazul în care poliția se autosesizează, șoferul riscă o amendă între 580 și 1160 de lei și poate rămâne fără drept de conducere pentru 30 de zile.